Iar acum, doamnelor și domnilor, o să invit o dragă mie, dragă sufletului meu, de când am văzut-o pe micul ecran și apoi am ascultat-o, am văzut-o și la petreceri și în spectacole, este de o frumusețe rară, ca om și ca artist iubită pretutindeni, atât în Republica Moldova, cât și la noi, unde a devenit foarte cunoscută, într-un timp, aș spune, relativ scurt. Și de atunci, de când o știu eu, continuă să fie în plină ascensiune și să-și poarte frumusețea cântecului, dar și frumusețea ei ca om peste tot. Astăzi poposește cu toate aceste ingrediente și calități pe care le are la noi, la Familia Favorit. O invit cu mare drag pe Adriana Ochișanu. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Adriana, cum faci de ești atât de frumoasă? Și mai ales de ce? Să știi că niciodată nu m-am considerat o femeie frumoasă. Simpatică, drăguță, frumușică, dar frumoasă sunt cu mult mai frumoase femei ca mine. Dă-mi un exemplu. Ei, acum mă pui așa la încercare. Sunt femei frumoase. Lasă-mă, Raul, că sunt. Mă uiți și le admir cu mare drag. Să știi că nu sunt invidioasă, da. Toate femeile din platoul nostru sunt frumoase. Dar am invitat noi vreodată urățenii? Nu, niciodată. Vrei să te prezinți frumos în fața publicului? Aduci oameni frumoși. Uite ce femeie frumoasă lângă mine aici. Mulțumesc, Adriana. Ești o drăguță. Ești o drăguță. Adriana, spune-ne despre tine, despre ce faci în prezent, despre ce ai făcut, despre ceea ce crezi tu că ar trebui să știe publicul despre tine. Deci, dacă deja sunt prietenă a acestui post de televiziune favorit, toată lumea știe că sunt din Basarabia și vin de la Chișinău. Mă numesc Adriana Ochișanu. Nu, eu mă refer strict la planurile astea, dar ce faci tu acum, că vezi timp. Ușor, vreau să ajung la ceea ce m-ai întrebat. Îmi place foarte mult cântecul, pentru că dacă nu aș fi cântat, nu știu ce aș fi făcut. Și mi-a suflat Rareș că o apreciază foarte mult, atât pe doamna Ștefania Rareș, atât și pe Elena Merișorean. Și le salut pe aceste distinse, doamne, mă îmbrățișez cu drag și toate doamnele din platou sunt cele mai frumoase femei, româncele noastre, să știți. Și în prezent lucrez la mai multe proiecte, pentru că îmi place să cochetez și să încerc ceva nou. Aici am vrut să ajung, dar am vrut să-mi spui tu. Uite, am avut și vreau să-l duc la bun sfârșit un proiect cu Ninelna Brăila, muzică de petrecere, muzică lăutărească. Frumos, interesant. Așa, și mai urmează niște surprize care deocamdată așa e în plan, încă până n-am să fiu sigură, până nu intru în... Strategia ta este foarte bună. În studio și până nu imprim și nu trag vocea, nu vreau să zic nimic. O să vedeți ce este vorba. Îți ținem pumnii să fie exact așa cum vrei tu, pentru că, slavă Domnului, talent ai cu carul și ce este foarte interesant și bun la tine, că vocea ta și stilul interpretativ pe care l-ai îți permite să faci un slalom printre genurile muzicale care țin oamenii așa în frâu la petreceri și nu doar. Așa este, pentru ai și sensibilitate, dar ai și energie. Exact, pentru că deja publicul nostru cam s-a alintat, știi, îi place ceva, să vii cu ceva mai nou, să impresionezi și de fiecare dată vin întotdeauna cu ceva original, chiar și aceste frumoase melodii. Adriana, care să vezi câtă energie au membrii ansamblului Cununa Carpaților. Da. Te lăsăm împreună cu ei. O ascultăm cântând și mulțumim că a venit astăzi la noi, draga noastră, Adriana Ochișanu! I-auzi lumii de pe lumii cum se spune chiuite neamul. Ei, unde joacă gospodarul jos amparul să trăiască neamul. Știi omul să petreacă ca să-i placă și să-i și ghini. Ei, moldoveanu, unde joacă să-l întreacă, nu mai are și ni. La zâlii mari ne adunăm și sucă că-i pământul sartă. La gospodari o bucurie nu se trece nicântate. Parul sus și să uităm de tot și nu ne face ghini. Și unul plus, ca să petreșim toți așa cum se cuvine. Și-așa, 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 mă!
sufletul și-l poartă. Și petreci în veselie cu mânte vin la o zi însemnată. Doamna de omul anii o mii să-și îngâie sufletul și-l poartă. Și petreci în veselie cu mântărie la o zi însemnată. La zâni mari ne adunăm și sucal cât pământul saltă. La gospodare o bucurie nu se trece nicătate. Paharul sus și să uităm de tot ce nu ne face ghini. Și unul plus ca să petrecem toți așa cum se cuvine. Și ia sănătatea, că așa ne ghini. Toți ni Doamne, bucuria, bunătatea, pasul ni-l mai țini. Ești la muncă, hărni și ia sănătatea, că așa ne ghini. La zâri mari ne adunăm și sucăl, că-i pământul saltă. La gospodare, o bucurie nu se trece nicătate. Și să uităm de tot ce nu ne face ghini. Și unul plus ca să-i petreșe.